Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea scepticismului. Astăzi, în emisiunea de astăzi, vom discuta informații pe care le-am aflat de pe grupul de pe Facebook Pseudoștiința în România. Avem acolo un prieten, Lazar Lung, care semnalează tot felul de năzbâtii, să le numim noi așa. Una dintre ele, dar n-am putut să o verific, adică nu am controlul asupra ei, este legată de un alt amic care a avut o problemă renală și s-a dus la spitalul de urgență. Și acolo doamnă doctor i-a recomandat brățara aceea cu hologramă, despre care am discutat noi în urmă cu mai multe emisiuni. E o chestie îngrijorătoare. Știți dumneavoastră, holograma aia intră în rezonanță cu frecvențele tale proprii, e programată să facă una, să facă alta. O năzbâtie de-a dreptul, cum să zic, incredibilă, dar incredibilă în sensul că cineva ar putea să creadă în așa ceva. Și mă refer la oameni obișnuiți, dar când un medic să le dea acolo și un nume. Nu dau nume. Dar lucrurile sunt îngrijorătoare. Senzația mea este că pseudoștiința a luat cu asalt România și s-a instalat extrem de bine în România. De fapt, v-am mai dat de-a lungul timpului exemple care proveneau chiar din ceea ce se poate numi comunitatea academică românească, unde în anumite zone ale ei, nu cred că este un fenomen general, spiritul acesta științific, spiritul acesta care impune utilizarea instrumentului numit rațiune pentru a ajunge la concluzii plecând de la dovezi, pare că este anesteziat, pare că este adormit. Nu numai mass media românească pe care o acuză adesea este vinovată, deci, de răspunderea pseudoștiinței în România, ci și zonele bine educate ale societății. Și aș îndrăzni să zic zonele înalt educate ale societății. Este ceva care scârție. Nu știu dacă v-am mai spus, cred că am mai spus-o, nu știu dacă în cadrul crâncii scepticului, am prieteni care învață peste hotare. Este bine, cât mai mulți dintre tineri, să învețe în afara țării, pentru că în felul acesta, cum să vă zic eu, odată întorși în țară, se poate crea cumva o sinteză, se poate întâmpla, se poate face ca lucrurile să evolueze mai bine, mai repede în România. Și tinerii aceștia care învață în afara țării își creează și un anume sistem de relații. Mă rog, asta este o altă poveste, o altă discuție. Dar acolo existau cursuri pentru metoda științifică. Metoda științifică se învață. Se învață ceea ce la un experiment, ceea ce la un test clinic. Învață oamenii cum să redacteze o lucrare științifică. Pentru a ști să redactezi o lucrare științifică, trebuie să stăpânești foarte bine metoda științifică. Asta nu vine așa, eu știu, din ea ne impunem noi, visăm într-o noapte, asta ar fi metoda de căutare a adevărului. Nu. Există niște reguli simple, dar stricte. Cum am mai spus-o și în alte ocazii, știința este democratică. Știința nu are decât o dogmă, singura ei dogmă este că nu există nicio dogmă, dar în știință guvernează o dictatură, o aspră dictatură, pe care unii o văd ca pe o povară sau o privesc cu un oarece dispreț. Este vorba despre dictatura dovezilor. Afirmațiile, susținerile, trebuie însoțite de dovezile corespunzătoare. Și ele trebuie obținute într-un anume fel, în funcție de diferitele ramuri ale științei. Într-un fel găsesc sau stabilesc dovezile în fizică, și aici aș face o paranteză, pentru a se găsi o particulă elementară
care este prevăzută de modelele teoretice ale mecanicii cuantice, s-a construit un ditamai acceleratorul. 10 miliarde de dolari au costat numai construcția. Păi trebuie să găsim o singură particulă. Este vorba despre bozonul Higgs, despre care, cu siguranță, în lunile ce vin, vom avea vești interesante și, cu siguranță, îi voi dedica o emisiune, Mașina Timpului, întreagă. Pentru că e o poveste frumoasă cu asta. Deci, în fizică există un anume fel de a căuta dovezile. În medicină există altfel de a căuta dovezile. În genetică, de exemplu, altfel. Dar toate, cum să zic eu, setările experimentale din diferitele domenii ale științei trebuie să îndeplinească câteva criterii. Repetabilitate, obiectivitate. Este foarte ușor să caportat fiind de propriile idei, de propriile vise, de propriile prejudecăți, să ajungi la, cum să spun eu, la setări experimentale care de fapt să nu dovedească nimic. Și poți interpreta rezultatele într-un mod subiectiv, dacă nu stăpânești foarte bine rigoarea pe care o impune știința, poți interpreta rezultatele, cum să spun, complet rupt de realitatea în sine a experimentului. Nu vreau să teoretizez foarte mult, este un lucru serios, cronica scepticului, dar e bine să privim lucrurile și cu puțină detașare, și cu puțin zâmbet, și cu puțin umor. Mi se reproșează uneori umorul, alții ar dori să fiu mai agresiv. Cum să zic eu, totul ține de un anume context în care realizez emisiunea și lucrurile evoluează mai degrabă cum vrea textul emisiunii, nu cum vreau eu. Tot în... Acum trecem la un alt subiect și vreau să vă dau un exemplu de pseudoștiință. O pseudoștiință agresivă enunțată de un medic primar. Dacă nu mă înșel, specialist în ORL. Apare adesea, apare la televizor, chiar și într-una din emisiunile mele trecute, am dat o secvență de vreo 2 minute cu el. El este specialist și în homeopatie. Are și un site în care promovează homeopatia. Pe grupul de Facebook Pseudoștiința în România, prietenul Lazar Lung a dat un link către unul din articolele de pe site-ul acestui homeopat, în care era apărată homeopatia. Este un text din care voi cita pe larg, care ilustrează, cum să zic, aproape în detaliu ce este aceea o pseudoștiință, ce este acela o neglijare sau o folosire a cuvintelor, astfel încât să nu mai fie nevoie de vreo dovadă. N-am luat întreg textul, am luat numai partea, pentru că este și genul acela de text care este emoțional, se adresează mai degrabă emoției cititorului, care text nu încearcă de fapt să-l convingă pe cineva, încearcă mai degrabă să întărească convingerile deja stabilite. Ceea ce există un risc și e valabil pentru oricine și pentru mine, nu, să nu credeți, și pentru dumneavoastră este valabil. Să ai niște convingeri atât de bine înrădăcinate încât să fie foarte greu să scapi de ele. Dar haideți să vedem exact textul și să îl discutăm. Nu știu dacă o să reușesc eu chiar în detaliul la care aș vrea, dar merită discutat. Un șir de întrebări. Dacă nu mă șel, avem de-a face cu un număr de 5 întrebări, la care tot el dă răspunsuri. Întrebări, bineînțeles, legate de homeopatie. Întrebarea numărul 1. Nu există studii finalizate care să demonstreze în mod științific eficiența homeopatiei, la care ilustrul homeopat răspunde, este un homeopat faimos în România. Ba, există. Asta este răspunsul lui. Ba, există. Acum, dumneavoastră, v-ați aștepta
să ni se prezinte studiile. Dar omul sare. De asemenea, există The Royal, Royal London Homeopathic Hospital, fondat în 1849, Cambridge Wells Homeopathic Hospital, 1887, Manchester Homeopathic Clinic și așa mai departe. Clinici universitare unde se predă homeopatia, Londra, 3 ani, Paris, Lille, New York, Montreal și, în ultimul rând, există instituții pentru promovarea și studierea homeopatiei, SUA, Franța, Anglia, Austria, etc. De 75 de ani se organizează permanent în diferite țări congrese naționale și internaționale, conferințe, seminarii, simpozioane cu tematică homeopatică. În cadrul acestor manifestări sunt prezentate studii și cercetări care demonstrează viabilitatea homeopatiei, eficiența homeopatiei, existența homeopatiei. Este nevoie doar de un mic efort intelectual și financiar pentru a intra în posesia datelor expuse în cadrul acestor manifestări. Dar cui pasă? Pe cine interesează? Cui prodest? Aici intră partea sentimentală. Cui prodest? Poate doar pacienților. Dar nici ei nu contează decât ca sursă de bani. Medicamentele homeopatice sunt atât de ieftine. Pe cine se intereseze? Deci argumentul pentru homeopatie, plecând de la această ultimă frază, este faptul că medicamentele homeopatice sunt atât de ieftine. De fapt, nu avem de-a face cu medicamente. Să fie un lucru foarte clar. Preparatele homeopatice nu sunt testate precum medicamentele. Ele merg cu totul alt regim. Acum, dumneavoastră ați văzut, nu există studii finalizate care demonstreze în mod științific eficiența homeopatiei. Asta era întrebarea, afirmația la care vrea să răspundă. Și omul ne răspunde, ba există. Și pe urmă începe să ne înșirie tot soiul de locuri unde se învață homeopatia. Păi, am putea face și școli de vrăjitorie, și școli de dat în bobi. Și ce doriți dumneavoastră? Cerințe ar fi. Și școli de astrologie. Și ce doriți dumneavoastră? Asta înseamnă că respectivele domenii, respectivele preocupări, să le numim noi așa, dintr-o dată oglindesc cu eficiență un adevăr? Nici pe departe. Faptul că se organizeze congrese, nici acesta nu constituie un argument. Oricând putem organiza congrese despre ce doriți dumneavoastră. Dacă la noi în țară, la o faimoasă instituție de învățământ superior, se organiza în fiecare an un congres pentru războiul bioenergo-informațional, în care erau susținute tot soiul de năzbâtii de se făcea părul măciucă. Ne spune că este nevoie doar de un mic efort intelectual și financiar pentru a intra în posesia datelor expuse în cadrul acestor manifestări. Nu e nevoie de niciun efort financiar. În momentul de față, internetul există, funcționează. Și eu accesez, să știți, lucrurile prezentate în cadrul congreselor de homeopatie. Dar nu ele constituie referința în ceea ce privește informații, ci studiile clinice. Studiile clinice despre care v-am spus și cu alte ocazii și am amintit puțin și în această emisiune, trebuie să îndeplinească anumite criterii. Să fie cu lot martor, să fie dublu orb, jumate, lotul martor primește un placebo, lotul, cum să zic eu, normal, primește preparatul ca atare. Care e problema? Și asemenea baze pot fi consultate. Asemenea studii clinice pot fi consultate. Este adevărat. Criteriile pentru a realiza niște teste clinice sunt severe. O să vedeți, ele supăra și pe severitatea studiilor clinice. Dar există o bază de date. Este vorba despre baza Cochrane.org. Puneți-o și pe ecran ca să o vadă prietenii mei, în care este o colaborare internațională la care participă vreo 24.000 de specialiști din întreaga lume, în care sunt adunate toate informațiile legate de teste clinice în general, și la medicamente și ce doriți dumneavoastră. Puneți-o și pe ecran ca să o vadă prietenii mei, poate or să dorească să intre. Aceasta este adresa. Și dacă veți da o căutare după homeopatie, veți vedea o sumedire de chestii. Teste clinice, studii, analize, meta-analize. Cum doriți dumneavoastră,
legate de, care țin de zona aceasta a homeopatiei. E bine, veți vedea acolo că toate infirmă validitatea homeopatiei. Nu trebuie un efort intelectual nemaipomenit de mare. Și costurile sunt nule. Te costă abonamentul la internet. Sau dacă ești pe un hotspot, nici măcar atât. Pentru a-ți aduna informațiile. Dar domnul homeopat, din care citesc în această emisiune, pare că nu dă importanță acestui lucru. Mai departe. 2. Dacă pacienții apelează la homeopatie în locul unui tratament clasic, starea sănătății lor se agravează. Și aici mi se dă un citat în latină, quod medicina alis, alis est acre venenum. Medicamentul unuia este veninul altuia. Vechii latini știau acest fapt. Terapia clasică, adică alopată, conține o grămadă de rețete standard, tratamente care se aplică pe grupe de boli, ne ținând seama de individualitatea pacientului. Terapia alopată tratează boli și nu bolnavi. Greșit! Și el, ca medic, ar fi trebuit să știe acest lucru. Nu se tratează boala. Se tratează cauzele bolii. Și în ultimul deceniu, tendința este parte numere de medicină personalizată, în care chiar și dozarea unui anumit medicament se face strict pe pacient. Sunt lucruri care se întâmplă în lumea medicală, dar de care stimatul homeopat habar nu are. Evident că medicina este aceeași, doar metoda terapeutică este diferită. În loc să tratăm de avalma cu aceeași rețetă pacienți cu simptome similare, îi tratăm individualizat, specific. Dar asta se întâmplă în medicina obișnuită. Și orice medic vă va spune acest lucru. La aceeași boală, 10 pacienți pot primi 10 tratamente diferite. Ce este rău în a considera importantă și unicitatea pacienților? Continuăm. Aș îndrept să zic că e un soi de delir aici. Și încă ceva. De ce un medic nu ar putea aplica simultan mai multe metode terapeutice în același timp spre bine pacienților săi? Nu există incompatibilitate între metoda homeopată și nicio altă metodă terapeutică. Desigur, putem, acum, putem să tratăm și prin farmece, nu-i așa? Sau îmbrăjitoarele respective. Mă rog, alea aveau o problemă că luau prea mulți bani. Dar noi așa putem să-i facem. De ce să nu facem și asta? De ce să nu acceptăm și vrăjitoria pe baza acestui princip? Că nu este incompatibilitate între medicina homeopată și cea obișnuită. Adică, între medicina homeopată și cea care se bazează pe dovezi. În fond, un pahar cu apă, păi nu prea cred că este nerecomandat pentru orice alt tratament obișnuit. Să însoțești tratamentul medicinii bazate pe dovezi cu consumul apei. Bine, aici este vorba despre o apă vrăjită, fiind ținând de homeopatie. Profesionalismul medicului este cel care este pus în discuție și aici și nu metoda terapeutică. Mă rog, n-am prea înțeles, căci medicul homeopat este medic și apoi homeopat. Păi dacă ar fi medic cu adevărat, n-ar mai fi și homeopat. Deci este blamat el, iar medicul care aplică terapia alopată simultan cu fitoterapia sau apiterapia, nu. Fitoterapia și apiterapia, în măsura în care eficiența diferitelor preparate, fito sau apiterapice, este demonstrată clinic, care e problema? Problema este cu homeopatia, că nu e demonstrată clinic în niciun fel. Metoda homeopată deranjează ignoranții. Iarăși, apelă la sentiment. Aici nu este un argument, deranjează ignoranții. Eu aș putea să spun că medicina bazată pe dovezi îi deranjează pe ignoranți. Deci schimb homeopat cu medicina bazată pe dovezi, medicina științifică. Este o dușmănie precisă, determinată, fixă. Repet, apelul la sentiment. Unele cercetări aprofundate arată că homeopatia are o rată de succes egală cu cazul în care nu s-ar fi aplicat niciun tratament care are același efect cu placebo. Și, așa cum v-am spus, există numărate studii care, și cum să spun, intrați pe baza de date despre care v-am spus mai devreme și veți vedea că nu există o diferență. Aprofundate de către cine? El își pune întrebarea și întreabă, aprofundat de către cine? Nu, e vorba despre studii științifice care au apărut în reviste de prestigiu. Lancet, British Medical Journal și așa mai departe.
publicații serioase, care nu lasă, cum să zic eu, nu vine fiecare și publică ce vrea mușchii lui, ci trece printr-un filtru. Sunt cântărite dovezile, sunt analizate informațiile. Nu, nu, nu. Dar psihoterapia nu are efect placebo? Desfințăm psihoterapia? Nu prea văd legătura. Nu este nicio legătură între psihoterapie, care eu bănuiesc că se referă la terapia aceea, prin vorbe, când încerci să îl ajuți pe... E cu totul altceva, nu tratezi o boală somatică. Nu tratezi, eu știu, o gripă cu vorbe. Se tratează niște tulburări de gândire. E cu totul altceva, nu tratezi cu medicamente astea. Și dacă placebo vindecă sau ameliorează, de ce să nu utilizăm ca metodă de tratament? Deci, dacă homeopatia ține de placebo, de ce să nu utilizăm ca metodă de tratament? Aici este o problemă gravă de etică medicală, pe care domnul n-a sesizat-o. N-am să o detaliez eu aici, pentru că, iarăși, vă dau exemplu, tăierea sub limbă. Îl convingi pe om că te face bine, îl tăie sub limbă. De ce se face homeopatie? Îl tăiem pe sub limbă, trecem la lăsat de sânge din venă, cum se făcea prin evul mediu, are și avantajul vechime. De ce n-am face așa? Dar studiile pe animale, placebo? Studiile clinice efectuate prin aplicarea metodei homeopatice la bebeluși, placebo? Întreabă el. Dar studiile clinice care arată clar dispariția unui fibrom sau unui modul chistiroidian sau mamar, mi-ar fi plăcut să văd studiile ca atare. Eu pot să enunț. Ce doriți dumneavoastră? Dar studiile ca atare. În emisiunile trecute, știți, v-am prezentat studiile. Dar studiile care demonstrează eficiența terapiei homeopatice în cazul hipertrofiei amigdaliene sau adenoidiene, tot placebo? Aici vreau să intru într-un mic detaliu. Și spune el, dar studiile pe animale, placebo? Exemplu. The Veterinary Journal din lucrarea a fost acceptată în 7 aprilie 2007. Am aici revistă titlul. S-a studiat două loturi de câini. A suferat de aceeași problemă. Se speriau îngrozitor atunci când erau focuri de artificii. Speria zgomotul. Și un lot de câini a primit placebo și un lot de câini a primit tratament homeopat. Și rezultatul. Deci începe, cum să zic eu, prezentarea. Aici am abstractul. Puteți să-l puneți pe ecran. Deci au fost mai mult două grupuri de un tratament. Unii au primit tratament homeopatic și ceilalți tratament placebo. S-au remarcat îmbunătățiri semnificative și pentru câinii care au fost tratați cu placebo și pentru cei care au fost tratați cu tratament homeopatic. Ultima propoziție, dacă vă uitați, penultima. Ambele tratamente, ambele grupuri au arătat o îmbunătățire a comportării. Totuși, n-au fost diferențe semnificative în răspuns între cele două grupuri tratate. He? Adică efectul de placebo nu funcționează la animale? Funcționează, bine mersi. De fapt, funcționează asupra proprietarului. Aici sunt niște lucruri care, mă rog, scapă personajului nostru. Trece timpul. Bun, 4. Teoretic nu este niciun motiv pentru a presupune că o substanță diluată dincolo de limita prezenței fizice într-o soluție ar putea influența ceva. După cum v-am mai spus, un preparat homeopatic este un pahar de apă, e o bucățică de zahăr despre care personajul care ți-l vinde afirmă că are proprietăți terapeutice. Corect, spune el. Ne dă dreptate și suntem fericiți. Teoretic. Dar avem studii care demonstrează faptul că în acest moment nu suntem capabili tehnologic să studiem dincolo de anumite limite. Wow! Cum adică? Nu suntem capabili. Adică stăm în stare să vedem primele clipiri ale Universului, stăm în stare să vedem, uitați acum, bozonul X și alte alea, putem să măsurăm câmpuri electromagnetice foarte aproape de zero și nu, asta nu? Putem să măsurăm chiar răsucirea spațiului timpului datorită rotației Pământului. Chestia asta cu homeopatia, nu? Nu homeopatia are limite demonstrabile, ci tehnologia. Căci Jean Géricault, diluția infinitezimală.
Și nu știu, era o lucrare. Am vrut să văd, i-am luat pe toți ăștia, Jean Jaricot. Despre Jean Jaricot l-am găsit, pe Jean Jaricot l-am găsit în enciclopedia GAL de ocultism și parapsihologie. Omul studia și radiestezia. N-am găsit lucrarea cu pricina ca să o pot comenta. Pentru că el a murit în 1962. Deci el, secolul trecut, pe la începuturi, își publica lucrările. Maraș, diluțiile infinitezimale, l-am căutat și pe Maraș. Asta cu diluțiile infinitezimale de bicarbonat, de sodiu în piedic. N-am găsit. Pierre de Vraine, pe asta, dacă nu mă înșel, am găsit. O chestie, dar iarăși, nu m-am dumerit. Nu știu. N-am găsit studiu, l-am căutat pe internet, în zona de lucrări științifice, nimic. Stalport, la fel, mă rog. Sunt doar 4 exemple, spune. Și acum începe delirul. Sunt doar 4 exemple din zecile de mii de studii care demonstrează că există. Dar nu putem să vedem acum, din cauza incapacității noastre tehnologice. Nu. Nu există studii în acest sens. Pe scurt, e pur simove. Demonstrația științifică a venit peste 100 de ani, dar omul era deja mort. E vorba despre Galilei. Îl băgăm pe Galilei în discuția asta? Nu, domnilor. Nu. Pentru că Galilei a fost acceptat foarte repede într-o lume în care informația circula foarte greu. Tiparul, abia apăruse. Cărțile, informația, se mișca extrem de greu. Cine l-a judecat? Chiar cei care erau împotrivă. Chiar cei care nu vedeau. Ok, așteptăm liniștiți 100 de ani. Așteptăm liniștiți 100 de ani, spune el. Ok, așteptăm liniștiți 100 de ani. Numai că homeopatia datează de vreo 200. În 200 de ani să nu poți aduce dovezi clare legate de eficiența homeopatiei. S-a terminat timp. Da, nu, trebuie ceva să mai pun. Pentru că aici deja lucrurile o iau complet raza. La 5. Fundația științifică James Randi oferă un premiu de $1,000,000 oricui poate dovedi eficiența homeopatiei. Până acum nimeni nu a trecut nici măcar testele preliminare în revindicarea premiului. Și ce ne spune? Apropo de această afirmație. În primul rând, înțelegem și așteptăm liniștiți la coadă. Primii care trebuie să primească Nobel sau milionul ar fi Leucip, Democrit, Epicur și Lucrețiu. Pentru teoria Atomos. Atomii lui Leucip, Democrit și Epicur n-au nicio legătură cu atomii. Era un concept filozofic, o imagine. N-au nicio legătură cu atomii. Niciuna. Această nouă concepție nu a fost rezultatul unor observații sau experiențe, ci mai degrabă al unor intuiții. Au trecut 2000 de ani până când teoria atomică a fost formulată și demonstrată științific. Câtă risipă de timp. Repet, n-avea nicio legătură. Dar fraza asta care urmează e copleșitoare. În al doilea rând, se convine să nu ne băgăm în fața lui Galileu. În 2008, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la prima observație prin telescop făcută de Galileu, Papa Benedict al XVI-lea, despre care se știa că în trecut scuzase condamnarea lui Galileu pentru erezie, a declarat că înțelegerea legilor naturii ar putea stimula aprecierea lucrării lui Dumnezeu. Simpatic, nu? Deci, problema cu biserica și cu Galileu, biserica nu e fost științific. Noi vorbim aici de discuții științifice. Și apoi vin la rândul lor Nicolaus Copernic, Kepler, care nu a fost acceptat de către lumea științifică decât după 200 de ani. Și cu câtă bucurie. O minciună sfruntată. E de ajuns să călătorești prin istoria științei și să vezi că, de fapt, de la Kepler, care a venit cu dovezi, a venit cu măsurători, până când a apărut teoria relativității, nu au trecut decât vreo 70 de ani. Deci până la publicarea teoriei lui Newton, care deja încadrase tot și legile lui Newton și observațiile lui Galilei într-un sistem științific riguros. 200 de ani? Dar asta este lumea științei. Sunt folosite cuvinte și nu dovezi, nu argumente. Eu trebuie să închei repede, că am depășit timpul, dar ne dăm întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la același oră al dumneavoastră, același Cristian Român.